Primarul general Ion Ceban a mers într-o vizită la Piața Centrală, care deschidere la începutul acestei săptămâni a provocat un val de critici și nemulțumiri. Ceban spune că administrația pieței întreprinde toate măsurile de profilaxie pentru a minimaliza riscul răspândirii COVID-19 în rândul vânzătorilor și al cumpărătorilor. Lumea poartă mănuși și mască, temperatura este luată fiecărui cumpărător la intrare, iar suprafețele din piață sunt dezinfectate constant. Totuși, spune Ceban, dacă regulile nu vor fi respectate, există probabilitatea ca piața să fie din nou închisă. Piața Centrală a fost deschisă de luni, după mai bine de 2 luni și jumătate în care a fost închisă. Iar la ședința de guvern, premierul Chicu a cerut elaborarea proiectului de lege privind închiderea Piaței Centrale, deoarece oamenii nu respectă regulile impuse de ANSP cu privire la situația epidemiologică din țară.